stimați candidați. Zic stimați, dar pot adăuga curajoși, puternici, onești. Pentru că cea mai mare provocare pentru politicul nostru din acest an sau din această campanie electorală a fost să găsească partidele, să găsească candidați buni, cu studii, cu capacități, măcar pentru liste de consilieri, nemai vorbind de cele de primar. Și spun aceasta nu doar cu referire la Partidul Liberal, dar și cu referire la toate partidele care s-au angajat în cursa pentru locale. Am ajuns în situația în care partidele proruse au venit cu liste de candidați peste tot, în toate satele din Moldova și orașele din Moldova, cu oameni absolut străini localităților, oameni fără studii și absolut nepregătiți pentru procesul decizional. Ar trebui să ne punem întrebarea: cine se face vinovat de această situație? E vina, bineînțeles, a politicienilor irresponsabili și lipsiți de viziune, care au profitat de sărăcia și slăbiciunea oamenilor noștri, care au transformat votul de încredere oferit de cetățeni în interese meschine, mercantile și pecuniare. Oamenii puternici și verticali au rezistat ispitelor și promisiunilor false, iar o parte dintre ei sunt aici, în fața noastră. Pentru Partidul Liberal nu a fost niciodată ușor, deoarece mereu a trebuit să ținem piept atacurilor denigratoare ale săgeților trimise de la Moscova. Totodată, nu putem nega că ceea ce a promovat anterior Partidul Liberal de mai bine de 20 de ani, și vorbim aici despre integrarea europeană, unirea cu România, renunțarea la toate tratatele cu CSI, pericolul venit din partea Rusiei pentru toate țările ex-sovietice, securitatea prin asocierea la NATO, preluate ulterior de toate partidele pro-europene, demonstrează că Partidul Liberal a gândit mereu corect, doar că nu a avut susținere și înțelegere. Chiar mai mult, toate aceste deziderate erau luate în zeflemea atât pe stânga cât și pe dreapta, mereu motivându-se că nu e timpul. Partidul Liberal nu este al domnului Mihai Ghimpu. Partidul Liberal este al nostru, al tuturor. Și de felul în care ne vom manifesta, inclusiv în aceste alegeri locale, depinde imaginea și credibilitatea noastră. Mulțumesc în numele conducerii Partidului Liberal, mai nou sunt și vicepreședinta acestui partid, tuturor candidaților care au avut curajul să meargă pe listele Partidului Liberal și le urez succes, iar colegilor care își continuă mandatele să o facă cu demnitate și onestitate. Dragi colegi, să rămânem uniți, să ne susținem reciproc și să continuăm să luptăm pentru ceea ce credem, pentru un viitor românesc și european al țării noastre. Uniți pentru neam și Chișinău, uniți pentru neam și țară.